Aceasta este mai mult decât o ceașcă de cafea. Istoria acestei pasiuni a început cu sfatul unui tată. A fost povestea lui Luigi Lavazza, îndeajuns de curios și de curajos pentru a face saltul către necunoscut. El a selectat cafele de pe tărâmuri îndepărtate pentru a crea gustul. Luigi Lavazza, magicianul cafelei italiene. Dar ce l-a sfătuit tatăl lui? În viață, mereu ai mai mult de gustat.